care e marea luptă la mai mare din spatele lui ăla mare. O să te poți să faci cu mâna de acolo. Te mări? La cardurile? La camera? Etajul 9! Apartament 38. Yeah! Ok, 90-46. Camera 90-46. 120. Hai. Asta este? Mergem. Noi avem cea mai ieftină cabină. Da, vreți să vedeți cum arată cea mai ieftină cabină? E sub punte. Nu, e undeva pe hol, că asta tot au geam. Între bucătării și 90-46 trebuie să avem. Iată. Uite aici, o să fie pe... Aici o să fie. În asta, a? Da. 90... Da. Foarte cu geam. Foarte cu geam. Păi asta-s cu geam la bogați, dar asta sunt la săraci. Asta e cabina. Deci, ia, ce e aici? Ia vezi ce acolo. Avem un tablou. Ok. Hai, un pat. Du-te, mă, de aici, acolo e pat. Al treilea pat. Băi, ești de bun. Bibi. Deci puteam să mai luăm o persoană cu noi la mine. Da, bă, chiar că. Haideți-vă o factură acestui crib. Este baia cu duș, wc. Bibi, ce chiuvetă mare avea. Un wc. Și asta e cabina de duș. Ieșiți, vă rog. Aici, vă rog, pe aici. Aici avem. Ina, oh, safe. Vrei să te salvare? Foarte multă sărtare. Bă, vrei să zic ceva? Ha. Am văzut locuri mai nasoale pe la hoteluri. Adică, e chiar bine. Mersi. Ia, baby, ți-e rău? Ăștia n-au gândit. Da. Aici, dacă vrei să scrii acasă. Și aici avem o supă de dimineață. Pentru gheață, mă, dă-te în pui, măi. Cam asta e. Mamă, cum o fi să deschid asta, mă? Partea nasoală, că eu dorm pe partea asta. Că e partea mea de pat. Aceasta. Dacă peste noapte mă trezesc cu ceva în cap, e de la mine. Aha, ce avem aici? Du-te, bă, avem frigider. Ce-am zis, mă, că în anumite de astea de hotel n-am văzut chestii. Aaa, dar asta nu-i frig. Ia, vezi prețurile aici, fii atent. Vrei să vezi prețurile? Da. Da, 3 euro, 9 euro. Ah, mă, la banii noștri. Da, dacă tot ești pe val de croziera. Prânzul este servit pe puntea 13, la Villa Pompeina, de la ora 11.30 până la ora 16. Practic toată ziua e prânzul.
Că bănuiesc că până la 11.30 sau 10.30 e micul dejun. Și da, după ora 16 până la 18 o pauză, după care vine cina. Asta. Atâta. Ce cruz, card. Păi și masa de dimineața mea. Mă duc doar la prânz. Da-i atâta o. Ia uite ce e în spate, pisicina, dar bă, este exterioară. Păi pe frigul ăsta ce vrei că face, băi? Ia, hai, vină un pic cu stai, hai să vedem ce e afară. Uai, cât de sus e. Eu te punez păsările. Da, te-mi pui mei. Păi, cât de rău e. Păi da, am urcat până la etajul 12 pe tine. Dai mai mult de 12, mă. 12 etaj are. Deci, ce mai ceva? Piscina? Nevastă? Nevastă? Te-a la face un jacuzzi acolo. Acolo am stat noi. Dacă de mare e față de ăsta, uite ăsta ce. Hai să-i vedem spatele, Bibi. Uite-l. Ce spate frumos are, Bibi. Fuuu, aici sus bate vântul mas. Păi aici suntem pe un mega deal. Hello. Asta-i micul dejun. Băi, este ca la un introsit. Și un efect tare ciudat că m-a luat amețeala. Sunt decât zebra. Da. Băi, iau pe zebra. Bibi, mergi pe zebra. Wow.
E bine. Cum crezi că se numește acest loc? E Zebra. Zebra Bar. Zebra Bar. Da, aici e 175 de euro acolo. Și 25 de euro. 25 de euro scobitoare. Ia. Niște scări, un pian. Am o să facă divin. Deci au multe piane, nu ne dai nu unul. Ce cu viteză. Am ajuns la teatru. Așa. Hai până în față. De seara avem ceva aici, nu? Urcă-te pe scenă. Așa te vreau. Artista mea. Ok. Ia să vedem. Ups. Băi, deci te-am rețeala. My wifey. Husby. Mă, deci ce să zic? Vasul e plin numai de noi. De noi doi. Păi, dacă nu mă lași, mă pornesc. Trebuie să mă lași. Ia fii atent ce-i în față. Bibi? Cazino. Hai să spargem, ia vină. Hai să spargem banii ăștia. Gata, hai să-i băgăm. Aici pe cănele. Hai să căuzim pe farmacie. Da? Nu azi mâine. Chiar trebuie să aibă biserică, nu? Cazino. Nebune cu ciucuri. E o stațiune, deci filmez de ceva vreme și rămân fără... Ia uitați-te! Aici ce mai e? Albar. Chinezesc! Da, bă, aici e la chinezesc. Bun. Card room, da. Fă-o pe asta. Ok, am făcut și asta. Ok. Aici e camera lui Viu. Hachiko Sushi Bar. Dar de ce zice Sushi Bar, că stai mai jos? Sushi jos, sushi jos. Ok. Am ajuns la... Vila de la Arte. Game room? Game room? Ah, game room, am trezit game room. Asta...
Fiecare cu ce-l pasionează, ce să zic. Da, nu-ți bani. Nu, ia uite aici. Bancomate, ATM-uri. Cum să nu fie? Tu ce mai fost? Da, de aici am plecat, da. De aici a plecat, aici o să vii. Nu e. Aici nu știu ce este. Internet, aer. Doamne, te costă o mână și un picior internet aici. Și jumătate de ficat. N-ai bani de internet aici. Deci internetul este 10 euro pe un device, 7 euro împărțit la 4 device-uri. Dacă luăm pe 4 device-uri. Da, asta pe 24 de ore. Logic, un pian, deci au piane peste tot. Cred că să le dea și unul acasă. Da, sigur. Așa. Băi, eu am obus. Asta nu știu să zic, merge de mult timp, într-o direcție. Așa, ok. Eu nu știu unde sunt eu. În ce parte a vasului suntem acum? Da, ce drăguț. Ce frumos, are. Da, mai departe. Băi, cred că ajungem în spatele vasului. Aici. Scările. Și astea scările pe toate părțile, frate. Bă, cred că în fine ajungem în spatele vasului. Deci în fine. Asta ce? Asta e, mă. Asta e. De când merg. Și noi am plecat de la jumate de undeva, parcă nu chiar din fața noastră. Da, mă, ce trebuie cu asta e. Am ajuns în fundul vasului. Aici o să fie... O să fie? Nu știu practic ce o să fie. Gata, mă. Fai de capul meu. Noi suntem la etajul 6. Ce frumos e. Deci aici se mănâncă la prânz. Tu ai văzut că fiecare este vie. Restaurant cu meniu a la carte. Au două tipuri de meniu. Două alegeri. Aha, aha. Dar trebuie să faci rezervare la astea. Sau poți să mănânci pur și simplu. Dar vreau să mănânci. Da, mă rog, e... Deci e o încregătură aici. Ia. Vedeți? Ai și așa. Și ai și... pachetul cu băuturi. Ia scalează, bă. Vă ce zic. Cu asta. Aha. Hai să vedem. Uite, 18 euro. Da. Da, le-a stat ceva. Da, exact. Hai să vedem dacă scalam, dar nu cred că mai mult. Ca să l-ai în cameră. Aici stai în jos la pianul ăla. Am mai trecut pe sus noi. Da. Să încerc să văd pianul ăla. Recepția. Da, ia vezi. Uite-l în cap. Ah, mai apasă o dată. Gata. Bă. Pe aici poți să întorci bicicleta. Pasă 14. Da, mă, dar vezi de ce has scrie. Scria ceva. Mergea la disco. Căutăm să mergem unde-i discoteca. Disco. Video games. Aha. Este, mă. Mă gândeam.
dacă putem să jucăm ceva. Dar la alea cred că sunt, sunt cu bani, nu? Nu se vede scaunul corect. Auzi, sunt sigur acum că dacă ție zic, auzi, ne vedem la mesele de Scandalberg. Da. Nu mă știu. Am ajuns la disco. Disco este exact în spate, la ultimul etaj. Stai ringul. Ok. Bărulețul. Da, ca să poți să tragi mai bine. Am o storie ce mi pare. Și ai încălecat poșa. Să nu credeți că astea sunt gratis. Faci cardul acolo, 1 euro. O să vedem pe mine. De care pizza vreau? Păi, cred că prima. Da, cât de bine arată. Da? Nu, doar aia. Poți să răți ca... Eu o să fac o salată de fructe. Am văzut niște fructe super tare. Ciudate. Nuți? Semințe de dovlec? Semințe de... Sus bufet suedez, aici e a la carte. Asta este a la carte, dar ai doar două tipuri de alegere. Adică două aperitive, două feluri principale, două tipuri de desert. Tu alegi, te servezi la masă, este masa ta desenată pe tot parcursul acestei croaziere. Și ăsta e cam cu aceeași oameni. 268 și scrie pe cadou de la... Hai, poate clar, așa. Uite, e restaurantul, etajul, ora 18.30, 468. Asta este. Bun, am găsit-o. Mai, nu mai luăm. Ajunge. Are un pic de... vezi? Asta doar pentru că se simte mântorul.
De dimineață, mâncare aici, pe cum îi spunea, cur fasole, astecaci, feluri de mâncare. Ce mănânci tu acolo? Ce? Brioșică. Cu nucă și banan, dar nu mănânc acum. Nu mănânci acum?